Duminică 10 decembrie 2017 mă aflu în localitatea Bradu din județul Argeș, unde am participat la expoziția Columbofilă Națională a UCPR, aferentă anului 2017. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu unul dintre liderii columbofilei României pe zona de sud și a României și la nivel național. Este vorba despre domnul Nicu Achimescu, pe care îl salut. Vă salut, domnul Nicu. Bine v-am găsit și eu. În primul rând vreau să vă felicit pentru organizarea aproape perfectă, de care ați dat dovadă împreună cu domnul Bițu Viorel și cu fratele dumneavoastră, domnul Jean Achimescu. Ați rămas în continuare aceiași crescători serioși, adică când vă apucați de un lucru, vă face să-l duceți bine până la capăt, nu? Așa este. Mulțumim mult pentru laude și aprecieri. Poate nu toată lumea a fost mulțumită. Am încercat din suflet și cu puterile noastre să organizăm un eveniment național, să spunem așa, la nivel de UCP. Acum s-a organizat la Târgoviște, poate mai bine, poate mai rău, nu ne lăudăm. Dumneavoastră sunteți cei care apreciați finalul, să spunem așa. A fost un banchet pe cinste, aseară la restaurantul Portugal. Foarte frumos și atmosferă. După cum ați filmat și dumneavoastră, după cum s-a putut observa, destul de încăpătoare, destul de călduroasă. Atmosfera super. Toți cei care au dorit să ne viziteze, fie crescători de porumbei, campion național sau prieteni apropiați, invitați de seamă, firma Bayers, firma Paloma, Gerard Pullman, un deliciu pentru toată lumea. Corect. Ne-am distrat, am dansat aseară. Poate au fost și puncte mai străbuțe, nu putem să le acoperim pe toate, dar noi ca de fiecare dată pornim pentru a... E primul eveniment columbofil major la care v-ați implicat așa tare, da, nu? Da, mai avem activități în... Asta știu că sunteți. Doneți, ...în organizarea la nivel de județ Argeș, mai multe segmente columbofile, nu avem firme de produse, dar unde putem ajuta, cu mare drag și știu. Cu mare plăcere facem acest. V-am descoperit ieri și astăzi și latura organizatorii, că să zic așa, vă știam până acum că sunteți niște columbofili foarte buni, valoroși, cu rezultate foarte bune în decursul ultimilor decenii, dacă nu greșesc. Hai să luăm pe ultimii 5-6 ani. 5-6 ani. Da. Suntem jucători de 3-4 categorii, de la 100 la 700. Rezultatele au venit, să spunem, de când am luat-o mai în serios, 2011, 12, 13, 14. Mereu am avut porumbei pe podiumul național, și la viteză, și la mare punct, și la... Deci de la 100 la 700 n-aveți categorii preferate, nu zburați tot? Nu, pornim să câștigăm orice etapă dacă putem, că mai avem și adversari, nu jucăm singuri. Și Argeș și un județ foarte puternic din punctul ăsta de vedere. Da, acum era apărut categorii noi, azi demifondul, ne satisface, ne place, ruta Ucraina, odată îți oferă o șansă, odată ne ducem pe Polonia. Cum a fost schimbarea de rută anul ăsta? Grea pentru tot sudul, noi fiind sub munți, tot județul, nu eu personal. Da. Cupe s-au luat la nivel de județ, pentru că dacă joci cineva trebuie să le câștige, dar nu am mai a fost atât de frumos și de drăguț ca pe Ucraina. Ca și porumbei, cu ce sușe mai zburați? Știu că sunt niște crescători care vă plac sușele bune. Da, toată lumea e în căutarea liniilor moderne, nu stăm pe loc. Am pornit de la Pig Manders acum 10 ani cu 10 exemplare. Gabi Van Den Abel, original de Janssen, original Van Loon. Acum avem cu Van Domelen, Jostone. Ne adaptăm, încercăm, nu știe nimeni rețeta, pentru că ar fi bogații campionii. Rețeta succesului, într-adevăr. Și săracul și începătorul are o șansă. Noi încercăm să prindem din mers, dacă reușim, dacă nu reușim. Nu, vă descurcați bine, acum trebuie să recunoaștem. Deci în clasamentele UCP, la nivel de județ, la nivel național, sunteți unii dintre ei? Avem porumbe în expoziție, începem cu locul 4 la demifond, avem la demifond din nou. N-am nominalizat foarte mult anul acesta, mai puteam băga în expoziție. Ne pasionează locul 1. Așa ne-am obișnuit. N-am avut anul ăsta, e primul an după 7 ani când nu putem să oferim un loc 1 național, să spunem așa, fie el pe UCP. Oricum, sunteți pe podium. Suntem. Și o ultimă întrebare, dacă sunteți amabil, domnul Nicu. Pentru 2018, ce planuri v-ați făcut? Ce v-ați dorit să obțină? Tandemul dumneavoastră? Ce rezultate la ce categorie? Nu știm, că noi mergem, v-am spus, în funcție și de rută. Dacă se duce Polonia, fondul pentru Argeș este închis, poziția geostrategică nu ne oferă o șansă să putem îndeplini concursuri după cum v-ați dori? Ar trebui sau după cum ne-am dori. Sunt grele, sunt atac de uliu, ploi, vijelii, munți și așa mai departe. Dacă ar fi Ucraina, sunt un jucător de fond, de la 500 plecăm cu tot lotul. Asta am făcut în ultimii 5 ani. Anul acesta a fost Polonia, a rămas cu lotul pe țară, pe demifond. Da. Am ținut un loc 4, l-am menționat mai devreme. Nu știm la anul ce ne oferă. Ați pierdut mulți porumbei anul ăsta, prin schimbarea de rută? Porumbei campioni? Am pierdut mai mult la fond, adică am încercat cu 6 au venit 3, 2 au mai venit niciunul, 2 iar niciunul, am renunțat la fond. Da. Pe țară nu pierdem, avem zonă bună, către Dunavăț, către Vama Veche,
avem noi. Un traseu cu 300 de kilometri pentru că ne fond destul de mult. Poți să faci campion la maraton, soarta, nu știu, prinzul național și cu maraton bun și poți să obții ceea ce n-ai sperat. Ăsta e jocul, dar e frumos pentru că nu știi niciodată cine câștigă și surpriza este cea mai importantă, emoția la fel, dacă ți-o creează, e probabil cea mai mare realizare. Corect. Trebuie să vă aduc aprecieri și pentru faptul că organizați niște concursuri bune, că sunteți și transportator, dacă nu greșesc, da? Încercăm, transportator, organizator, colaborăm cu Vâlcea, cu anul acesta am zburat cu Toader, cu Găieștiu, cu domnul PDK. Suntem în dezvoltare, la anul poate zburăm cu Bulgarii, nu știu, suntem deschiși la orice vrem concursuri cu număr mare. Nu, dar știu că vă ocupați de toate detaliile unui, unui concurs. Vreme, vânt, condiții... Astea sunt condițiile anilor 2017-2018, avem acces la site-uri, putem să evoluăm, să spunem așa, prin prisma tuturor, că nu doar noi suntem cei mai interesați. Toți dorim concursuri reușite, porumbei acasă, cupe naționale. Nu reușim toți, că asta e natura, dar ne dăm silința. Vă mulțumesc mult, domnul Achimescu, și noi pentru amabilitate. Și urmărim, vă mulțumesc. Și obiectiv, să spunem așa. Vă mulțumesc mult. Bună și vă mulțumim și cu mare drag și altă dată. Cu stimă, toate cele bune, vă doresc mai bine.